Salutare prieteni, numele meu este Ionică și bine v-am regăsit la un nou episod din Dăm o carte. În episodul de astăzi a venit rândul unei alte biografii romanțate și anume aceea a lui Ion Luca Caragiale. Și cum altfel o putea intitula Bogdan Alexandru Stănescu decât Caragiale, scrisoarea pierdută? Ei bine, chiar dacă titlul vă duce cu gândul la celebra piesă a dramaturgului, nu este vorba despre acea scrisoare. Dar până să facem lumină în această privință, merită să aflăm cine este Bogdan Alexandru Stănescu, pentru simplul fapt că această biografie romanțată este, din punctul meu de vedere, senzațională. I love it. Bogdan Alexandru Stănescu, născut în 1979, este scriitor, eseist, traducător și editor. A debutat cu cronică literară în revista Luceafărul în 1999, pe când era junior editor al ziarului de duminică. A publicat proză scurtă în majoritatea antologiilor Prima Mea de la editura Art. În 2010 a publicat împreună cu Vasile Ernu volumul Ceea ce ne desparte, epistolarul de la Hanul lui Manuc, iar în la editura Polirom, iar în 2012 a debutat ca poet cu volumul Apoi după bătălie ne-am tras sufletul la editura Cartea Românească, nominalizat la premiile revistei Observator Cultural și la premiile Radio România Cultural pe anul 2012. În 2013 a publicat la editura Art volumul Enter Ghost, scrisori imaginare către Osip Mandelstam, iar în 2014 cel de-al doilea volum de poeme Anabasis, tot la Cartea Românească, nominalizat la premiile Radio România Cultural. În 2017 a publicat romanul Copilăria lui Caspar Hauser la Polirom, pentru care a primit premiul pentru proză în cadrul premiilor Nepotul lui Toro, ediția 2017, premiul Radio România Cultural la categoria Literatură, ediția 2018, premiul festivalului Primul Roman de la Chambéry, Franța, ediția 2018, a fost nominalizat pe lista scurtă a Premiului European pentru Literatură în 2019 și este în curs de traducere în Franța, Ungaria, Bulgaria, Croația și Macedonia. Din 2012 este doctor în filologie cu teza Emil Botta Ars Moriendi, a tradus din Alberto Manguel, James Joyce, Tennessee Williams, William Faulkner, Sandra Newman, Edward Hirsch, Paul Auster și Daniel Mendelsohn. Bun, acum revenind la scrisoare. Ei bine, Bogdan Alexandru Stănescu reușește să creeze impresia de autenticitate folosindu-se de tehnica manuscrisului găsit și mai aplicat, dacă vreți, a manuscrisului primit. Autorul imaginează un personaj al cărui nume nu-l aflăm decât la final, un fost și auto-intitulat student mediocru, care îi trimite profesorului său de literatură română mari clasici, un pachet care conține o serie de scrisori alcătuite chiar de Caragiale și destinate mai tânărului său prieten, Paul Zarifopol, scrisori care însă nu au ajuns niciodată la destinatar, aceasta fiind dorința autorului. Ei bine, aceste scrisori ajung în posesia fostului student, acum redactor la ziarul Redeșteptarea, cotidian quality de informații, așa cum îl caracterizează el însuși. Despre denumire nici nu mai discutăm, e caragialiană până în măduvă. Deci, aceste scrisori ajung în posesia lui prin intermediul unei bătrâne doamne Müller. Aceasta se dovedește strănepoata menajerei familiei Caragiale din perioada berlineză, care, pe de o parte, conștientizează valoarea acestor scrisori și își dorește ca acestea să ajungă în mâna cuiva avizat care ar putea să le publice, iar pe de cealaltă parte își dorește să scape, cu ghilimele de rigoare, de ele, acestea fiind considerate un soi de blestem al familiei, dat fiind faptul că timp de 4 generații toate femeile din familie au fost nefericite și au murit de tinere. Chiar dacă ea ajunge la vârsta bătrâneții, zilele ei sunt numărate din cauza unui cancer în metastază. După cum vă puteți imagina deja, toată biografia se constituie din aceste scrisori ale lui Caragiale adresate criticului Paul Zarifopol. Dacă îmi permiteți o remarcă personală, cred cu tărie că unul dintre cele mai bune și totodată intime moduri de a cunoaște un om este să-i citești corespondența. Iar corespondența imaginată de Bogdan Alexandru Stănescu, evident inspirată din cea reală, este ingenioasă și extrem de savuroasă. Pe lângă faptul că autorul este foarte atent la specificul limbii epocii, ceea ce creează, evident, veridicitate, nu ezită să ne prezinte pe Caragiale omul, cu toate calitățile și defectele sale.
un om cu un pronunțat simț al umorului, care nu se ferea să scoată lamele ascuțite ale sarcasmului ori de câte ori simțea nevoia să o facă. Un om adesea polemic și destul de rău de gură, cu un ascuțit simț critic, dar și cu darul autoironiei, atât de necesar oamenilor cu adevărat inteligenți. Un animal social până în măduva oaselor, care nu se sfia să piardă vremea prin cârcium, căruia îi plăcea să fie în centrul atenției la petreceri, dornic să bine dispună lumea. Un om misogin, care nu s-a sfiit să le facă cu ou și cu oțet pe femeile din viața sa, în special pe Veronica Micle, pe care nu a iertat-o niciodată, este bine cunoscut în epocă episodul relației sale cu Veronica, acesta constituind de fapt ruptura definitivă dintre Caragiale și Eminescu. Nu scapă de ocară nici copilul său din flori, Mateiu, despre care spune că în afara literaturii e dezastru. Slavici, Macedonski, Ghica, Alexandrie și Tribunul, marele Tit Liv, adică Titu Maiorescu, sunt și ei adesea în colimatorul dramaturgului, mai ales atunci când vine vorba de ipocrizia pe care o arată față de prietenul său Mihai Eminescu. Dacă tot am ajuns aici, haideți să vă citesc un pasaj care este extrem de grăitor. Este vorba despre reacțiile în urma morții lui Eminescu. N-am crezut că voi simți asemenea durere. În fond, între mine și Eminescu nu fuseseră doar petale de roze, ci mai ales ghimpi. Dar cu toată nebunia lui, îl simțise mereu onest, atât în mânie cât și în iubire. Poate mai puțin onest față de sine însuși, dar asta ține de o maturizare a ființei care sosește mai târziu în viață la o vârstă pe care bietul om n-a mai atins-o. Rămână însă din acel an cu amintirea plină de scârbă a spectacolului funerar al națiunii îndoliate, care cât fusese în viață nu-i deduse nici atenția, nici poziția ce i se cuveniseră. Statui, convoaie, cai mașcați, panegirice, râuri de lacrimi pe areele cimitirului Belu, de trebuia să porți șoșon ca să nu te uzi până la brăcinari. De unde izvorau toate cele? Din ce amor cumplit și nerecunoscut, m-am întrebat. Din sfânta ipocrizie a boborului, pe care ajunsesem să o cunosc și eu. Așa cum mahalaua se strânge când pleacă convoiul funerar spre cimitir, cum babele hohotesc ținându-și broboada la gură, ascunzând însă lucirea satisfacției că ele însă sunt în viață, facem din acest act final al unui om din drumul lui spre putreziciune un spectacol demn de comedie. Prilej să iasă rostoganii cu pietul înainte, umflați și borțoși ca niște guzgani, să șteargă cu batista o lacrimă închipuită și să-și cernească pletele vorbind despre luceafărul poeziei românești, despre titanul viersului naționale, după care se adună cu toții la birt și cer mezelicuri și aperitive și halbe cu guler, continuând a lăcrăma până când nu se mai știe dacă sunt ambetați de durere sau de bere. Mai scârbit am fost însă de intervențiile Tribunului asupra poeziilor lui Eminescu și de studiul său pe care nu m-am putut abține anul de demasca. Între noi doi rămăsese o stare nefriască de fapt și o stânjeneală pe care încercam a ascunde, așa că am hotărât să fiu eu cel care rupe legătura. Și am făcut-o așa cum mă știi în gura mare. Zicea Tit Liv că geniul e deasupra grijilor materiale, că spiritul său zboară deasupra lumii acesteia ca Duhul lui Dumnezeu pe deasupra apelor. Apoi asta m-a scos din minți. Cum, domnule, pe deasupra apelor? Păi bietul om n-avea nici palton cum să zboare. La ce-i face mamu statui dacă atunci când era foame nu i-a dat nimeni un post mai acătării, dacă l-am împiedicat cu toții să-și găsească liniștea lângă hahalera aceea de Micle? Vorba poporului, nu te caci în gustul omului. Adevărul e că mi-ajunsese până în gât ipocrizia junimistă cu umorul ei îndoielnic și deschiderea ei închisă. Mă sastisisem și de Tit Liv, regele soaie al gândirii dacoromane, burghezul familist străbătut de elanuri, fornicatoare greu de ascuns, care de la înălțimea tronului, unde l-așezaseră alții mai slabi la minte și culți până la genunchiul broaștei, dicta mersul culturii naționale. În atmosfera aceea de plângere națională, de doliu extravagant, mi s-a părut cea mai onestă reacție a tâmpitului de Macedonski, cu a lui epigramă pusă în circulație cu puțin timp înaintea morții lui Eminescu. La el, măcar, ura era statornică și disprețul fățiș. Ăsta e Caragiale, așa-i? Yes, 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 yes! Caragiale ne este prezentat în diferite momente ale vieții sale, de la copilărie și adolescență până spre sfârșitul vieții. Însuși Caragiale, din scrisorile adresate lui Zarifopol, ne poartă și prin istoria familiei sale, de la străbunici până în prezentul său. De pildă, o informație inedită este chiar originea numelui Caragiale. Aflăm că prima parte a numelui, Cara,
care în turcă înseamnă negru, este denumirea pe care o dădeau turcii creștinilor maiași de soare. Particulă care se regăsește în nume mai des întâlnite în sudul Basarabiei, precum Cara Gheorghe sau Cara Vasile. Cea de-a doua parte a numelui, Gialli, e de origine grecească și înseamnă oglindă. Finalul explicației este de-a dreptul savuros. Citez. Pune-le tu, her doctor, la oaltă, oglinda neagră. Apoi nu de asta m-au acuzat românii verzi că pun o oglindă neagră în fața societății milenare daco-române? Așa o fi, deși aș zice mai curând că fundul oglinzii e smulit. Iar ce reflectă ea, oglinda smolită, nu-i cu nimic mai negru decât ce citesc săptămânal când poșta teutonă mi-aduce universul. Am încheiat citatul. Aflăm detalii inedite din geneza unor lucrări precum Noapte furtunoasă, Conul Leonida sau Năpasta, dar și multe altele mai picante și amuzante din relațiile sale amoroase și de la diverse petreceri. Viața lui Caragiale nu a fost doar lapte și miere, cred că vă imaginați, ci a avut suficiente episoade destul de tragice. Caragiale a avut două fete care au murit de tinere și toată viața a fost într-o goană continuă după bani. Chiar dacă din exterior mai toți care îl cunoșteau credeau despre el că e obsedat de bani și că vrea cu orice preț să-i obțină, adevărul era că el nu încerca decât să le ofere o viață mai bună Didinei, soției sale, femeia care i-a pus capac și cu care va rămâne până la sfârșitul vieții și, desigur, microbilor săi, așa cum îi alinta pe cei doi copii pe care i-a avut cu Didina, Luchi și Țușchi. Această viață bună se va concretiza într-un final atunci când moștenirea lăsată de Momuloaia, verișoara primară a mamei lui Caragiale, va intra în posesia familiei sale. Cartea lui Bogdan Alexandru Stănescu este, într-adevăr, așa cum ar trebui să arate o biografie romanțată. Citind această carte, am putut să-l redescoper pe Caragiale, m-am putut bucura să fiu lângă el pe parcursul celor aproape 190 de pagini și să gust un pic din epocă, lăsându-mă purtat peste tot pe unde acesta s-a perindat. Cu voia voastră, acum la final, o să dau citire câtorva pasaje care mi-au plăcut foarte mult, doar ca să vă stârnesc și mai mult dacă nu am făcut-o deja. Avem un pasaj scurt despre mama sa, pe care o caracterizează extrem de frumos. Mama, spre dezamăgirea mea, nu mi-împărtășea valorile republicane, dovedindu-se o reacționară sadea ce nu se dădea înapoi de la a folosi violența împotriva martirilor republicii, așa că mi-a fript o pereche de palme de nu m-am văzut și m-a pus să dau îndată jos hangherul de la brâu. Episoade foarte amuzante aflăm și în perioada când a lucrat pe postul de corector la ziar. Între timp am ajuns responsabil cu ediția și corector la Uniunea Democratică, unde contra a 100 și ceva de lei citeam toată gazeta și îndreptam inepțiile redactorilor, inclusiv ale șefilor Laurian, Cantacuzino și Ciurcu. Așa de des fugeam din redacție, care era pe strada Doamnei până la zițăria lui Göbel din pasajul român, că a trebuit să renunț mai merge la prima și m-am mutat cu totul în zețărie, unde îmi pusesem o mesuță chiar în mijloc și lucram în forfota aceea de plumb izbit. Era mai ușor să supraveghez așa și pe elevii care nu știau de capul lor și adeseori stricau mai rău corecturile ce le făceam. Nimic nu mă înfuria mai tare decât o loază care venea după corectura mea în creion și tipărea greșit. Așa de tare m-am înfuriat că într-o zi când venise chiar Ciurcul în inspecțiune, tocmai luasem pe unul dintre aceștia de gât și li zbeam cu prostul de masă, poate eu intra în cap ceea ce la dezacord. Ciurcu m-a luat cu duhul blândeții în pauza de masă, mi-a ținut o prelecțiune romantică despre soarta vieților elevi care vin din mahalale cu noaptea în cap ca să învețe meserie și mor ziua întreagă de foame, inhalând miasmele de plumb și vai și o, până l-am întrerupt nemai răbdând. Ciurcule! Da, Iancule, mă, tu ești băiat sensibil, mă. Auză. Păi mă, dacă mor de mila lor, angajează-mi frate lucrători care să nu mi înlocuiască presumpțiune cu previziune și Eraclit cu cumplit. Și atunci nu ți-i mai dau cu prostul de teșghea. Păi voi faceți economie pe munca mea și tot tu vii să-mi ții discursuri socialiste? Păi te bag de unde ai ieșit una două. Hai, la revedere! My work here is done. Haideți să vedem și un episod la fel foarte amuzant, dar de data aceasta din, să exprim așa, viața mai personală a lui Caragiale. Auspiciile sub care începeam munca nu erau însă dintre cele mai bune. În primul rând s-au retras din teatru trei actori de prim rang, Notara, Manolescu și Aristiza.
Cu notara nu pot da vina pe altul, așa că trebuie să plec fruntea și să lăcrimez iară din cauza prohabului și a sufletului meu simțitor. Da, Coane, am păcătuit cu Madame Notara, cu Amelia Werner. N-a ținut mult și consumam pasiunea în casa lui, când îl știam plecat în turneu. Nenorocul a făcut să vie acasă prin surprindere, căci probabil bănuia ceva, discreția nefiind chiar punctul meu forte, și să mă găsească în costumul lui Adam, purtându-i halatul și papucii. Halatul era descheiat, așa că sper că a înțeles de ce l-înșela Madame Werner cu mine. A avut însă o replică memorabilă, Costic al meu. Coane, am înțeles să-mi iei nevasta, dar și halatul și papucii. Acum ce era să fac? Să ies gol pușcă, să alerg pe stradă în picioarele goale? Și un ultim citat care face referire la țară. Vă las pe voi să vă gândiți cât de mult s-a schimbat țara noastră de atunci și până acum. Am înțeles târziu și inutil că țara asta e menită a fi pe veci în mâna acelora care știu să te privească în ochi și să-ți spună că te iubesc, ca la 5 minute să te înjure cu foc. O țară unde poți spune orice, poți face orice, poți scrie orice și oricum. Țară blestemată și înapoiată, ai cărei oameni se bălăcesc în starea lor ca niște sălbatici în noroaie calde. Nu le-a plăcut Eminescu pentru că le părea nebun în intransigența lui, nu le-a plăcut Cuza pentru că era din altă lume și le-au forțat să abdice sub semnul moralității. Al moralității, Coane Păvăluca, aici în Balcan, în necuvântul e gol de sens, ce piesă de teatru sublimă, ce cor al vânătorilor. Iar pe mine m-au secătuit de puteri. Nu încetează a mă uimi ușurința cu care o au de a scoate la înaintare moralitatea atunci când vor să îngroape pe careva. Toți acești ariviști nespălați, toate huidumele slenoase, poartă în gură moralitatea, ca pe oul Fabergé. Imorale erau și piesele mele, pentru că șubrezeau instituțiile statului. Însă în fața unei adevărate calomnii, cu toții deveneau îngăduitori și umani. În politichie, orice avocățel bun, clănțău și patriot naționale și fercheș la modul sublim, avea mai multe șanse decât deja bătrânul și zaharizitul Caragiale. Cărțile nu mi se retipăreau, nu există cerere ridicat din umeri editorul, această lepră incurabilă a omenirii, iar casele de editură mă ocoleau ca pe ciumă pentru că mi se dusese buhul că aș avea reacțiuni extreme în fața greșelilor de slovă. Decât să ai de-a face cu nebunul de Caragiale, mai bine să nu-l publici. Ei bine, cam acesta a fost episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-l dați mai departe. O abonare la canal și un like ajută ca de obicei să creștem încet, dar sigur împreună. De asemenea, vă aștept în secțiunea de comentarii, unde vă invit să-mi spuneți ce opere ale lui Caragiale ați citit și care sunt preferatele voastre. Promit să răspund ca de obicei fiecăruia dintre voi. Vă mulțumesc mult pentru vizionare, până data viitoare vă doresc multă sănătate și ca de obicei vă îndemn să citiți și să dați mai departe o carte. Pa!